Binecunoscutul deja subiect referitor la lucrările ISPA făcute de pomină în municipiul Suceava ne mai atrage astăzi atenția cu un caz mai puțin obișnuit. Dacă până să se apuce de lucru pe strada Lalelelor, locatarii nu aveau probleme, după ce au finalizat săpăturile, un bloc de pe aceeași stradă stă cu subsolul plin de apă. Cum era de așteptat, acetul dă vina pe ISPA, ISPA pe acet, ambele pe primărie și tot așa. Locatarii însă rămân în continuare cu o umiditate de peste 90% în casă. De câteva luni bune, membrii Asociației de Proprietari numărul 11 tot fac plângeri și sesizări, dar nimeni nu ia măsuri pentru rezolvarea problemei lor. Începând de anul trecut, subsolul de la blocul 115 Scara s-a inundat de când s-au executat lucrările ISPA. Deci, la sesizarea locatarilor, deci a făcut o sesizare scrisă la Asociația de Proprietari, noi am intervenit. Am făcut sesizare la primăria municipiului Suceava, la ACET, la OPC, peste tot și acum cu reprezentanții acestora încercăm să vedem cauza, din ce parte vine apa și care ar fi cauza. Cine credeți că se face răspunzător de această problemă? N-aș putea să vă spun chiar cine se face răspunzător. Deci depinde după ce se fac săpăturile exterioare să vedem din partea cui... Au mai fost făcute săpături exterioare și totuși problema nu s-a rezolvat? Da. Deci, acum 2 luni de zile, acetul a intervenit pe strada de pe alea Lalelelor, la blocul 115. Deci, au săpat, dar nu s-a găsit absolut nimic. Nu că nu am fi obișnuiți cu un astfel de comportament, dar de multe ori excesul de zel demonstrează lipsa de profesionalism. Inginerul Valentin Piu, de la Societatea de Construcții, prezent la fața locului și chemat de Inspectoratul de Stat în Construcții ca și reprezentant al societății cu care a executat lucrările, se pare că nu are foarte multe de declarat pentru că la întrebările care l-au incomodat a evitat răspunsul. Nu ne-am fi așteptat la altceva din partea distinsului domn, însă haideți să vedem ce părere are acesta despre problema la care a fost delegat. Am înțeles că sunteți reprezentantul programului ISPA. Ce probleme sunt aici? Două chestiuni vreau să ating. Una, nu sunt mandatat de compania Pfeiffer cu atribuții de PR. Și a doua chestie, am venit aici la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcții. Punct. Cu ce probleme? Cu problemele pe care le are inspectoratul cu o reclamație din partea cetățenilor. Reclamație că, am înțeles, nu s-au executat bine lucrările. Nu cunosc. Și atunci de ce v-au trimis pe dumneavoastră dacă nu cunoașteți? Nu v-ați documentat? Păi până una alta eu sunt project manager pe canalizarea, pe programul ISPA. Din câte știu aici sunt probleme chiar cu canalizarea pe care sunteți dumneavoastră managerul, da? Rămâne să stabilească inspectoratul ce probleme sunt și cu ce rețea. Din punctul dumneavoastră de vedere se face... răspunzător firma care s-a ocupat de aceste lucrări, dacă sunt probleme la execuție? Probleme la execuție nu sunt. La momentul la care ați terminat canalizarea, de ce nu s-a asfaltat strada? Asta prevede programul, nu? Revin la primul punct al discuției. Că nu sunteți PR? Exact. Probabil că era mai bine ca acesta să fie PR, adică purtător de cuvânt, decât să ocupe o funcție în care nu este suficient de documentat. Bineînțeles că la sfârșitul întâlnirii dintre locatari, Oficiul pentru Protecția Consumatorului, Inspectoratul de Stat în Construcții, ACET și Pfeiffer nu s-a ajuns la nicio decizie în beneficiul locatarilor. Nimic surprinzător. Surse din interiorul ACET, cărora le vom păstra identitatea, au spus că există posibilitatea ca firma care s-a ocupat de lucrările din această zonă să fie eliberat un izvor care acum să se acumuleze în subsolul blocului cu numărul 115. Cu toate acestea, nimeni nu își asumă nimic, iar primăria, înștiințată fiind de această problemă, nu se implică.